Ești un tânăr activ și îți place să faci voluntariat. Înseamnă că te potrivești de minune într-unul dintre cele două proiecte internaționale ale Asociației Asiris din orașul Târgu Frumos. Poți alege între a merge în capitala Germaniei timp de un an de zile sau, pe o perioadă mai scurtă, o săptămână în Kosovo. Cheltuielile de transport, cazare și masă sunt asigurate de organizatori. Cine vrea să locuiască timp de un an în capitala Germaniei are oportunitatea de a deveni voluntar. Asociația Asiris din Târgu Frumos caută tineri cu vârste între 21 și 30 de ani pentru a participa la un proiect internațional în Berlin. Suntem în căutarea unui tânăr activ care să-și dorească să se implice într-un proiect de 12 luni care va avea loc în capitala Germaniei. Proiectul va începe în ianuarie 2018 și se va termina în ianuarie 2019. Se numește Promoting Active Citizenship și va fi găzduit de partenerul nostru din Berlin, Citizens of Europe. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a fi selectat de organizatori, ne spune președintele interimar al asociației Ioana Ursache. Pentru a participa trebuie să ai între 21 și 30 de ani, să fie prima ta experiență de acest gen împreună cu Erasmus Plus, să te intereseze subiectul abordat și să vorbești fluent engleză. Vei avea oportunitatea de a te dezvolta foarte mult personal în decursul acestor 12 luni, vei învăța să lucrezi în echipe internaționale, vei ajuta comunitățile pentru a se dezvolta, vei învăța foarte multe despre Europa și spiritul democratic. Dar nu numai. Tot ce trebuie să faci este să intri pe blogul Asiris, acolo vei descoperi mai multe informații și detalii. Trebuie să-ți creezi un CV, o scrisoare de intenție, iar noi te așteptăm. Ai și beneficii în cadrul proiectului. Transportul este gratuit, vei putea participa la un curs de limbă germană și vei face alte două cursuri de formare profesională în țara gazdă. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este de 15 noiembrie anul curent. Dacă ți se pare o perioadă prea lungă, poți alege să fii voluntar timp de câteva zile în Kosovo, în perioada 3-12 noiembrie. Căutăm 4 lucrători de tineret români care să fie interesați de a participa la un training care se numește Limitless Learning Possibilities 2. Acesta are loc în Kosovo în perioada 3-12 noiembrie 2017 și va reuni participanți din țări precum România, Macedonia, Polonia, Turcia și Kosovo, care este și gazda acestui proiect. Tinerii vor participa la un concurs în care vor învăța cum să aibă încredere în propriile forțe, să fie originali, dar totodată cum să ajute pe cei din jurul lor. Cursul își dorește să promoveze calitatea între cetățeni, indiferent de locul din care provin sau statutul social al acestora. Este foarte important să înțelegem că toleranța este singura modalitate prin care putem evolua. De asemenea, trainingul își dorește să insufle asupra participanților nu doar dorința de dezvoltare personală, ci și pe cea de a-i ajuta pe cei din jur, descoperind pasiuni și talente, creând vise și găsind drumul în viață alături de ceilalți, putem crea o comunitate mult mai bună și mai tolerantă. Pentru mai multe informații despre acest training, vă invităm să accesați blogul asociației noastre și să trimiteți acolo aplicația voastră. Cei care vor să afle mai multe detalii despre aceste două proiecte pot intra pe site-ul Asociației Asiris din Târgu Frumos, unde se pot trimite CV-uri și scrisori de intenție.